Scriitorul și scenaristul Răzvan Popescu și-a lansat volumul de poezii Protestul brazilor de Crăciun la Bookfest în capitală. Vorbim despre o carte care pune în perspectivă temele cotidiene, o carte despre trecere și devenire, ce a atras atenția iubitorilor de poezie veniți la această ediție a Târgului de Carte. E o carte de maturitate, e o carte despre angoasele omului modern. E o carte despre tot ce ne înconjoară. Este vorba de omul înstrăinat de Dumnezeu. Este vorba de omul care trăiește în contextul geopolitic în care trăim noi, alt motiv de angoasă. Este vorba inclusiv de suferințele primatului. Tot ce știți de la televizor se regăsește în această carte, ca problematică, dar tratată cu mijloacele poeziei, tratată cu mijloace lirice. Asta este pariul meu. Pot, din teme cotidiene, să încerc să fac poezie. Acest volum al scriitorului și scenaristului Răzvan Popescu vine să îmbogățească mintea și sufletul celor care apreciază creația literară și gustă din izvorul culturii, spune și poetul Vasile Burlui. Este până la urmă o revoltă. O revoltă a unui membru al acestei societăți care trăiește din plin vicisitudinile, neajunsurile acestei societăți, în care individul se simte străin și abandonat. Revolta brazilor de Crăciun, da? S-au revoltat. Iată, este revolta, de fapt, a ființei umane, a membrului acestei societăți, care nu se regăsește în ce se întâmplă în jurul lui, așteptările căruia sunt înșelate. Răzvan Popescu pregătește și un roman despre timp. Pe viitor, probabil că am să mă întorc la roman. Pregătesc o carte despre timp. De la o vreme încoace, timpul nu mai ține cu tine și atunci e bine să umbli tu după el și să încerci să tragi de el și să scoți tot ce se poate de la el. Scriitorul și scenaristul Răzvan Popescu s-a născut în anul 1962 în București. A debutat editorial în anul 1991 cu volumul de proză scurtă Sub omul. Până acum a publicat 10 cărți, printre care se numără Omul cu cioc și gheare, Prea târziu, Purtătorul de cuvânt și Femeia visurilor. Răzvan Popescu a mai lansat volumul de poezii Pisici pe acoperiș.